Nivelul salarial al angajaților din România depinde de foarte mulți factori variabili. Este vorba despre experiență, domeniul de activitate, pregătire sau performanță, dar contează foarte mult și județul în care este desfășurată activitatea profesională. Nivelul salarial al angajaților din România depinde de foarte mulți factori variabili. Este vorba despre experiență, domeniu de activitate, pregătire sau performanță, dar contează foarte mult și județul în care este desfășurată activitatea profesională. Este important să știm că avem județe unde media salarială atinge aproximativ echivalentul la 1000 de euro net, dar și zone din țară unde oamenii ce muncesc nici nu visează la acești bani la final de lună. Dacă vrei să ai șanse la un salariu cât mai generos, cel mai bine ar fi să-ți cauți de lucru în capitală. Potrivit unei analize, județele cu cele mai mari salarii din acest început de an au fost București cu o medie salarială netă de 5000 de lei, Cluj cu 4800, Sibiu cu o medie salarială netă de 4500, este județul care a înregistrat cele mai mari creșteri față de anul trecut, când media salarială pe județ era de 3500 de lei. În Brașovia și Ilfov vorbim despre salarii medii nete de 4000 de lei, cu aproximativ 15% mai mult decât la finalul lui 2022. Acestea fiind spuse, dacă ești acum în căutarea unui loc de muncă pentru a-ți crește șansele de a avea un salariu mai mare, orientează-te din start către aceste regiuni geografice. Poate fi un truc util ce te ajută să fii mai bine remunerat pentru munca ta, dar nu uita de asemenea faptul că în județele de mai sus avem și cel mai mare cost al vieții, ceea ce înseamnă că trebuie să te gândești foarte bine dacă acei 5.000 de lei sunt suficienți pentru a te întreține într-un mare oraș al țării, relatează playtech.ro.